în noi sunt locuri uitate, niște valuri ascunse în noi, în noi sunt castele și câmpuri cu flori albastre și galbene. Și mai există și vuietul acela și capacitatea fiecăruia de a-l percepe. În ciuda aparențelor, se pare că ne aflăm în fața elementelor unui răspuns ce nu ne-a fost niciodată de de-a întregul transmis. Dezertări irecuperabile. Atâtea idei igienice. Naum este un spectacol de teatru al cărui scenariu s-a cernut din universul scriitorului Gelu Naum, în care alte legi guvernează realitatea. Este o călătorie abstractă într-o lume în care cheia este în iubire, de aceea atât de greu de văzut, așa cum afirmă însuși scriitorul. Oana Pelea este un nume de marcă al scenei românești, iar publicul din Piatra Neamț nu a uitat niciodată că debutul personalității sale a fost pe scena Teatrului Tineretului. În semn de respect și de prețuire, aplauzele la scena deschisă au fost răsplata bine meritată a celei care consideră că menirea sa pe pământ este aceea de a crede în frumusețea oamenilor. Emoție în sufletul meu mare, pentru că sunt 31 de ani de când n-am mai pus piciorul pe scena asta și de când am venit în Piatra Neamț, azi noapte, am ajuns la ora 3, că am venit de la Alba Iulia, unde am avut alt spectacol. Așa am venit să urlu de bucurie și de-abia acum am realizat că e scena pe care o iubesc cel mai tare din toată lumea asta. Probabil că e tinerețea mea aici, probabil habar n-am. Dar am avut un timp atât de frumos aici și cu oameni atât de frumoși. Și m-am gândit și la cei care nu mai sunt, la Pufi Măcelaru, la Cosică Ghenescu, la Traian Pârloc, la mulți, da. Și am fost foarte fericit aici și am fost și astă seară fericită, da. Cum ai regăsit publicul din Piatra Neamț după atâta timp? Nu, întrebările sunt... În clipa în care iubești ceva, nu mai judeci. Adică eu iubesc orașul ăsta, iubesc teatrul ăsta, iubesc pe cei de aici, foarte atenți, foarte... cred că le-a plăcut. Cred. Categoric că ne-a plăcut. Ei, sper. Puneam întrebarea asta pentru că în ultima perioadă a fost ușor văduvit de spectacole și de... Ei, da, a fost și perioada cu teatru, nu? Adică de renovare, să dea bunul Dumnezeu de acum încolo, să... Nu se poate. Teatrul ăsta are ceva... Scândura asta are ceva sfânt, în general, dar aici e o vibrație foarte, foarte bună. Lumea v-a așteptat cu mult drag aici. Când mai reveniți? Când mă chemați. Cu mare drag, cu mare drag. Revin oricând la Piatra Neamț. Îmi fac timp și vin. E promisiunea.